aproape de mine, chiar în față, este Connector. Sărăzuna, bună dimineața. Câte concerte ai avut în ultimele 5 zile? Mai știi sau l-ai pierdut numărul? Cu siguranță peste 5. Adică, da, și n-am departe, de asta, aproape, pe unde mai cânti? Prin care colțuri de țară? Cântăm și pe la Brăila, cântăm și în partea aia spre Timișoara și... peste tot. Severin, da, da. E, asta înseamnă că ești un artist iubit. Look, da, the mulțumesc bright Dumnezeu. Side. Da, asta este foarte adevărat, dar sper să rămân un artist iubit în viață. Adică, că mai am puțin și rămân și fără rinic și fără ficat și fără... Tocmai vorbeam de vacanță, știi? Da. Poate... mi se pare ciudat că voi artiștii vara nu vă luați vacanță, vă luați vacanță iarna. Da. Dar vara... Vara când? Nu prea merge pentru că vara aici cele mai multe cereri și știm, n-ai cum, cunoaștem, n-ai cum. Da, dar na, e un paradox. Poate la un moment dat să faceți o aroganță și o să vă luați o vară liberă. O vară întreagă liberă, mamă. Și da, ne spuneți pe unde sunteți și noi venim după voi. Na, ce tare ar fi. Și vă cântăm noi. Ce tare ar fi. Ce tare ar fi. Nu, dar eu m-aș mulțumi să găsesc măcar 4 zile, 3 zile, 4 zile vara asta să plec. Să stau liniștit. Închide telefonul, du-te. Păi cred că așa am să fac la un moment dat. Connector este în studioul Radio 21. Vorbim cu el, o să mai rămâi, da? Cum are cafeluța, drag, cum să nu. Dai trezirea. Foarte bună cafea. De la 21, cum să nu. Aha, aha. Mm-hmm. Aha. El este Connector. Și am luat-o și pe Anca. Am zis dacă o să la un poveste așa între fete cu Connector între noi la o cafeluță. Hello. Da, să luăm din ambele părți. Așa. Prin învăluire. Exact. Stimate Connector, ai venit tu cu titlul ăsta Mai dă-te în dragostea mea. Măi, mie nimic nu mi s-a părut mai poetic decât să faci dintr-o înjurătură o declarație de dragoste. Da. Zici și mie cum a venit toată nebunia asta. Păi n-am făcut-o eu primul, a făcut-o părintele Cleopa, care spunea, dar ar dragostea în voi, mânca varaiu. Ne ajută și folclorul cu dar ar dragoste, dar ar naiba dragoste. Firai tu dragoste. Da, da, da. Și tot așa. Deci, la tine ce înseamnă titlul ăsta? Dă-te mai dragoste. Dă-te în dragostea mea. E de bine, e de rău? E de bine. E de bine, mai dă-te în dragostea mea. Este o formă, da, s-a transformat un jargon în ceva frumos. Și atunci e un câștig pentru mine. În strofa 3... există un corinteni aruncat acolo și am zis că dacă un puș din 10 se va întreba dacă corinteni e un joc nou sau... O să găsească mesaje subliminale, iau. Exact, o să verifice. Și mi s-a întâmplat, eu stau în Giulești, la parterul unui bloc și... În chirie? Nu, e al meu, l-am luat cu credit, așa. Și... Pe persoană fizică. Așa. Și chiar m-a întrebat un puș... Avem de acolo ce... Conectare, ce este, mă, BPM-ul? I-am explicat ce e BPM, că zic eu de BPM. Și corinteni ăsta ce este? Și zic, uite, foarte bine că m-ai întrebat, caută pe net, este cea mai frumoasă definiție a dragostei, dată de Pavel, în Corinteni 1:13. Mai zici Nou tu, Testament. Tot aici, în frumoasa pieză, că auzi în timpane vocea inimii. Vocea inimii. Tu te ghidezi mereu după vocea inimii? Da, de multe ori, da. Și... Ce-ți spune vocea inimii? Dar, atenție, se spune că vocea inimii vine prin creierul inimii. Creierul inimii fiind rațiunea. Inima e păcătoasă așa. Inima are pretenții, cere multe. Impulsivă, are dorințe. Nu știe exact impulsivă, ce vrea, nu știe exact, da. Da. Eu vorbesc prin rațiunea inimii, acolo. Ascultă-ți inima, ascultă ce vrea ea și fă ca ea. Da. Băi, Connector, trebuie să ne mai spui un lucru foarte important. Ești foarte profund așa în modul tău de a privi iubirea. Da, am zis că Dumnezeu mie mi-a dat foarte multe și acum... Știi, spunea cineva că talentul este cadoul lui Dumnezeu către artist, iar ce face artistul cu talentul este cadoul artistului către Dumnezeu. Se va vedea asta și în clipul pe care am înțeles că l-ai filmat deja? E, nu, clipul nu o să fie așa... ecumenic style, să zic. O să fie Facebook style? O să plece totul de la un like dat de mine către o domnișoară pe Facebook și ca urmare ea o să încerce să mă omoare în tot clipul ăsta. Doamne ferește, dar de ce? Din dragoste? Da, din dragoste, da. Iar eu o să-i spun, stai, mai dă-te în dragostea mea, că nu am vrut să... Da. Cine are exact clipul ăsta? Băieții de la Vision Production. Sunt niște băieți talentați noi pe piață și foarte talentați.
Deci înseamnă că o să rupă clipul ăsta vara, ne promiți? Eu sper, o să fie cu cascador, cu nebunii, cu... Când e lansarea? Deocamdată filmăm în trei părți, să zic. În seara asta filmăm un sfert din el, mâine seară celălalt sfert și jumătatea miercuri. Asta e, așa îmi zice programul să fac și asta o să fac. Mai ales dacă o să fii și tu în cascadorile alea. O să fiu, sper să mai fiu și după cascadorii, da? Stăm la o poveste. E și o Anca poveste. Mako lângă noi. Curioasă ca de obicei. Și vorbim. Te luăm la întrebări. Vă rog. Eu eram super curioasă dacă băieții dinainte, frații, așa cum ai zis, Andrei, aveau $20 în buzunar. Câți bani ai în buzunar? Cash. Stai să mă uit. Cash în portofel. Eu zic imediat. Cu cât umbli la tine? Să știi și noi, cu câți bani umblă Conector la el? 100, 2, 3... 4, 5, 6... 4, 10, 20, 30, 45 de lei. 45 de lei ieftin, domn, are ieftin. Conector, da. Cash. Da. Cu ce? Cercul cu taxiul? Tip, nu. Am mașina mea, dar e dată de la o firmă care a fost drăguță cu noi și mi-au dat o mașină frumoasă. Și în rest nu ești cheltuit. Și o conduci tu? Nu. De ce? Nu, ai pentru carnet? Că... Nu am carnet, după 5 ore... Cred. Da, după primele de fapt, 5... N-ai timp să când să mai faci și... Nu, hai că spun de ce, că nu mi-e rușine și... După primele 5 ședințe de condus, domnul de acolo mi-a zis așa, ce pentru binele tău și pentru binele celorlalți, să nu ții carnetul niciodată. În mijlocul intersecției la Colentina, venindu-mi o linie melodică în cap, efectiv am luat mâinile de pe volan și zic, da... Și băi, ce faci, mă? Noroc că era acolo. Zic, nu, că eram atent, dar mă rog. Și s-a întâmplat și la Costinești. Am condus un pic fără carnet pe la Costinești. În ce an, mă, Mișu? Nu mai știu. Acum 2 ani. În 2009. Și am luat un zid frumos. Am dat vreo 30 ceva de milioane pentru partea dreaptă a mașinii, toată făcută praf în față. Vezi. Și am zis că lasă, că am un prieten bun, Mișu, și le iau cu mine peste tot și conduce el. Ca și să nu mai este. Faci tu lucruri din astea periculoase. Da. Auzi, Leop, da, când o să ții vacanța aia la care tot visezi, eu zic să te mai gândești. Cu carnetul ăsta? Mm-hmm. Ne-ai dezvăluit un mic detaliu din viitorul clip, va începe cu un like pe Facebook. Apropo, tu știi câte like-uri ai pe Facebook? 600 ceva de mii. 634 de mii. Aha, e bine. Ești activ, bine. Ești foarte activ, te uiți la da, ce da, să știi că scriu, răspund oamenilor de acolo. S-a dezvoltat o familie frumoasă, deja, nu știu, știu vreo 20 de user așa pe de rost. Sunt oameni care efectiv ne iubesc și stau să le răspund. Există și mesaje care te deranjează? Ce te deranjează cel mai mult la Facebook? Zi drept. Spune că chiar Andreea zicea la un moment dat, că și ură sau dragoste e pasiune, nu? E pasiune, până la urmă. Mie îmi place că vorbește lumea acolo. Na, nu mă deranjează nici vorbele urâte, nici... Na, este ok. Instagram ai? Am zis că e foarte la modă. Instagram, faci poze, le treci printr-un mai multe filtre, poți să te joci cu ele. Și foarte mulți artiști, da. Stai că de-abia am învățat să mă loghez acolo și să răspund acolo. Nu, și dar să Instagram-ul care... e, poți să-l ai pe... Ai smartphone? Ai smartphone? Are. Smartphone? iPhone ăsta? Da, da. Am. Poți, uite, eu zic. Da? Hai că încep să stau, te învăț păi ce să faci. Să mă înveți, măi, sunt departe de... E mai poet, Conector. Apropo de poezie, da. Eu sunt foarte, foarte curioasă și, bineînțeles, toate fetele care ascultă Radio 21, care este cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care ai primit-o vreodată? Cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care am primit-o? Doamne, nu știu. Pe care ai făcut-o, da. Pe care am făcut-o? Da, am una pe care am făcut-o. Care piesă este, din punct de vedere, o declarație de dragoste? Din dragoste mea? Nu, dar am făcut o declarație frumoasă cuiva la un moment dat. I-am spus că mă faci fericit și atunci când nu faci nimic. Sunt bărbații sinceri când îi întreb dacă au înșelat sau nu? Tu ce zici? Tu ești sincer când te întreabă cineva așa ceva? Răspunzi? Nu știu ce să zic. Dar zici în piesa ta, inima e prea complicată, nu-ți bate capul cu ea. Ți-a dat ție iubirea bătăi de cap? Oh, și încă cum și cât. Dar tu ai fost a pain in the ass for someone? Cum să nu? Și tu ai făcut... Cum să nu? Am rănit
la viața mea foarte multe persoane și... Și crezi că se întoarce chestia asta? Bineînțeles. În amor? Bineînțeles, se întoarce, că trebuie să înveți ceva din orice se întâmplă, rău sau bine. Și dacă n-ai învățat, repeți întâmplarea. Se întâmplă, se vine asupra ta totul. E... Dar și... e frumos că e așa. Așa e, parte din viața, de fapt, nu e destinația, ci drumul până la destinație. Călătoria, da? Da, da, da. Cea mai interesantă, și... da. Știi cum e? Că, eu, de exemplu, nu cred că poți să fii cu cineva până la terminarea timpului. Mi se pare că oamenii, în general, în viața ta sunt, ești într-un tren și urcă fiecare la o stație, poate cea stă două, trei, cinci stații cu tine, alții. Cred că în final ești tu, în primul rând. Da, da, depinde. Ești de acord? Nu ești de acord cu mine? Nu, nu, oamenii nu sunt făcuți să existe ca și insule. Ei trebuie să rămână împreună. Mm-hmm. Trebuie cumva împreună. The power of contamination. Cam așa e. Deci și... cu doi e treaba. E minim doi. Da? Deci înțeles. Dragostea se face minim doi. Și de, Alex Vela a zis-o. Inima ta în ce stadiu acum? Că prin presă, dacă e să citim tabloidele... Inima mea este spre detașare și spre liniște în momentul ăsta. Introspecție. Pentru că, da, sunt, cred că sunt 5 luni, 6 de când nu mai sunt cu Diana și am stat singur și mi-a prins bine. Crezi că e nevoie de perioada asta, nu? Absolut, absolut, absolut. Să te reevaluezi, să vezi cine ești, să vezi ce ai greșit, de ce ai greșit. Se spune că doar atunci când poți fi fericit tu cu tine... poți să împarți fericirea cu altcineva. Bineînțeles. Și ești pregătit pentru da, cineva. Da, absolut. Și Osho spune că nu trebuie să iubești atașat. Trebuie detașat să iubești, ca să poți să iubești generalul, să iubești tot. Și am ușor să încep să înțeleg treburile astea. Da, nu... pentru că tu crezi în iubire, o să vină și o altă poveste, nu? Bineînțeles, numai că trebuie să începem să iubim cu adevărat, pentru că noi ăștia care ne lăudăm că iubim mai tot timpul, nu ne dăm seama că avem pretenții o groază. De ce ai fost acolo? Vreau să mănânc, să pregătește mâncarea, nu știu ce. Ne avem pretenții multe ori. Dacă iubești pe cineva, trebuie să te dăruiești dorințelor lui, nu să satisfaci dorințele tale împreună cu el. Știi? Și atunci, cred că alt curs o să aibă în viața ai ta. Ce să-ți reproșezi? Oho, oho, multe, enorm, enorm de multe. Am fost egoist, sunt... Da, trebuie să învăț să... Ai fost bărbat, aș spune eu, din partea asta la altă. Sau așa. Cât de importantă e? Care ar fi ecoa? Cât la sută ar trebui să fie amor și iubire și cât la sută rațiune în viața unui om? Păi cred că merg mână în mână. Ar trebui să fie egalitate? Da, și părintele Cleopa spunea, și în creștinism trebuie să stai treaz. Mintea trebuie să fie trează. Știi cum e? Conștiința, n-ai văzut că este cea care contemplă non-stop? Trupul are nevoie de somn, corpul. Așa e. Dar noi visăm noaptea. Rațiunea e ceva trează acolo tot timpul. Așa trebuie să fim. Deci rațiunea trebuie să fie trează tot timpul. Apropo de vise, ai avut vreodată premoniții? Să visezi ceva care să... Da, mi s-au întâmplat. Dar e mult de povestit și... Dar am avut, sau cred că am avut, niște legături. Și s-a terminat cu bine? Adică ai avut... Am avut o premoniție proastă cu moartea vărului meu. L-am visat... Mi-am visat vărul plângând, ținându-mă în brațe și nu îmi spunea de ce. Faza e că cu câțiva ani în urmă l-am visat pe Domnul Iisus Hristos așa cum îl vedeam eu în Cartea Cărților, făcând același lucru. Numai că de data asta era vărul meu în locul lui. Mă rog, m-am trezit. Eram în RACLA atunci și un prieten îmi spune: bă, știi ce înseamnă mai nou acronimul vostru ăsta, RACLA? Că era rime alese care lovesc adânc. Uh-huh. Și zic eu, nu știu, și zice: mă rog, Relu are cancer la anul, sau asta, știi? Oh, ce da, foarte urât. Mă rog, la două ore mi-a dat maică-mea telefon că vorul meu avea exact cancer la anus și să mergem să... Ok, da, deci chiar a fost... Da, o chestie dubioasă de asta, știi? Și apropo de trecutul, de începuturile tale, când te uiți înapoi, cât de mult ți-a influențat drumul de acum? Adică la vremea îți spuneai: bă, eu am să ajung să fac ce fac acum? Nu știu, cum ai spus și tu, nu urmăream punctul de destinație. Ce visai la vremea aia? Visam, hai că spun eu ce visam. Visam ca cineva
din țara asta să-mi ofere un salariu acolo, modest, ca să pot trăi. Și tu să faci muzică? Și o să cânt pentru toată țara. Să mă duc în toată lumea, în toată țara și să cânt gratis. Dar să știu că am un salariu cu care să-mi asigur existența și atât. Asta visam. E, acum a ajuns să îmbin utilul cu plăcutul. Apropo de cântări și de fanii tăi, și i-am întrebat, i-am provocat să-ți pun întrebări pe Facebook. Cineva vrea să-i recomanzi cartea ta preferată? Da, cartea mea preferată... sunt trei cărți. Este o trilogie a lui Dan Puric și începe cu Cine suntem, după care recomand următoarea carte a dânsului, Omul frumos, și ultima, sau cea mai nouă, Fii demn. Toate cele trei cărți te întorc cumva la valorile pe care nu mai știi că le ai sau că le-ai avut vreodată. Sunt trei cărți superbe. Trei cărți superbe. Cine suntem, Omul frumos și Fii demn. Concert la Constanța, hai că iau întrebările la rând, că știu că vrei să pleci, adică trebuie să pleci și văd că foarte multe întrebări. Dar cu mare drag stau să răspund. Când ai concert la Vâlcea, când ai concert la Constanța, ai vreun site unde se pot vedea concertele tale? Lista? Connector Oficial, Facebook-ul nostru, adresa noastră de Facebook, Connector Oficial, acolo punem toate datele, acolo mă găsiți și pe mine, acolo vă răspund eu personal. S-a schimbat viața ta după Vara nu dorm? Să știi ai că toată lumea... Ai dorm mai mult? Nu, toată lumea m-a întrebat, mama, acum, nu știu, câștigi mai mult? Sau... Noi aveam concerte multe și înainte de Vara nu dorm. Poate că mi-a adus așa un mic marcaj în istoria muzicii românești. Cred că e o piesă care o să rămână cumva. Știi că se spune că dacă spui un lucru și îl spui de multe ori, chiar se întâmplă. Adică ai ajuns să nu dormi. Da, cam așa este. Care este cântărețul, cântăreața, formația preferată? Din Worldwide? De la alții, după care de la noi. Da, de afară, solistul meu preferat este John Legend. Iar în România, vocea mea preferată din România, nu știu, sunt mai multe. E Doru de la Deep Central, pe care efectiv îl iubesc. O colaborare cu... Aș fi deschis oricând. Deci să-i spunem lui Doru. Da, îmi place și Brenciu. Dar fete nu-ți plac? Fete, vocile de fete. Andra e preferata mea de când sunt mic. Așa? Raluca, care are o voce superbă. Dar voi ați colaborat? Tu și Raluca? Da, cum să nu? E o voce extraordinară. Aș dori să-l întreb pe domnul Connector, auzi, domnule? Ce te inspiră în viață? În cântecele mele, probabil, nu? Da, mă gândesc că exact, a început bine. Viața, efectiv. Și dragostea, iată, dacă tot despre ea cânti. Da. La Satul Mare, dragilor, pentru destinațiile să intre pe Connector Oficial. De vacanță ale lui Connector, vacanța asta muncită. Vacanțe, nu știu. Că asta e vacanța ta. Dacă prin 3 zile să stau măcar singur în casă, 3 zile. Care a fost cea mai mare distanță parcursă între două concerte? Sau de unde până unde? Îți spun imediat. Am plecat din București odată, am plecat în București, la Satul Mare, și de la Satul Mare am plecat la Tulcea. Ok. Cu mașina? Cu mașina. Sport extrem. Da. Și la Tulcea, stai puțin, că am avut concert în aer liber și seara, club. Să fie, deci, să se știe, deci nu... Să crape ficatul și cât ai slăbit? Câte kilograme ai slăbit? Îți spun imediat, deci am ajuns în momentul ăsta la 1,87 înălțime, să am 76 de kilograme. Da, deci... La sală mergi? Merg. Și că a fost o vreme când chiar sunai că te și trezești dimineața să mergi la sală. Da, nu mai există treaba asta. Ajung o dată la 2 săptămâni la sală. Dar dansez pe scenă, nu? Dansez, adică nu am țesutura adipoase pe mine. Sunt fibrat, sunt ok la corp, sunt tonusat, dar foarte slab. Mai am puțin și la ajung pe Snoop Doggy Dogg. Știi că se spune că pătrățele, de fapt avem toți, dar trebuie să dăm jos. Trebuie să dăm jos ești adipos, cu pătrățele, ești bine. Da, eu sunt ok, sunt ok. Connector, o vizită scurtă în studio Radio 21, data viitoare vii și mare drag, vin, promit că fac un session mai mare, la duc pe Tudor cu clapa, pe Răzvan Matache și venim și cântăm. Este o promisiune, Este o promisiune.
Îți mulțumesc mult, să ai o zi faină, drumuri eficiente și scurte. Să rămâi și să știi că mi-a părut bine să revăd un prieten drag. Adică pe tine. Mulțumesc, Connector, mulțumesc, Andreea. La 21. Mulțumesc și eu.